Alexandru Ciucu nu ar fi dorit să pună punct mariajului cu artista Alina Sorescu. Mărturia designerului Vaului pe mulți, la doi ani și jumătate de când s-a aflat că au decis să o ia pe drumuri separate, după o căsnicie lungă. Cunoscutul creator de modă susține că s-a trezit în acest proces fără voia sa, deși întotdeauna a fost dispus să vorbească despre lucrurile care nu merg. Consideră că o conversație sinceră ar fi putut rezolva mai multe. Alexandru Ciucu a spus care este motivul real pentru care nu cade la pace cu fosta parteneră de viață, cântăreața Alina Sorescu. Cei doi nu reușesc să se înțeleagă legat de programul pe care îl au fetele cu părinții lor. Cunoscutul designer este conștient că este vorba de un divorț anevoios, mai ales că se plimbă deja prin tribunale de 2 ani și jumătate. În toată această perioadă au existat doar 5 termene, deși ar fi putut să se termine totul mult mai repede. Este important de reținut că opiniile exprimate de Alexandru Ciucu reprezintă doar o parte a poveștii. Este recomandat să se consulte și declarațiile Alinei Sorescu pentru a avea o imagine completă a situației. De asemenea, este important să se respecte viața privată a celor implicați și să se evite speculațiile legate de motivele divorțului.